Dragă jurnalule, astăzi vreau să spun o poveste despre Mami, supereroul familiei noastre. Nu știu cum face, dar mereu reușește să facă tuturor pe plac, chiar dacă suntem atât de diferiți. De exemplu, știe mereu ce să facă bun de mâncare ca să fim cu toții fericiți, parcă are super puteri și citește gânduri. Mie îmi face cele mai bune clătite cu ciocolată și zahăr vanilat. Eu îi zic mereu că e specialitatea ei. Și mâncărica de mazăre, cum să uit de ea? Lui Mami iese cel mai bine. Tati, în schimb, este mai pretențios de fel, dar mama știe mereu cum să-l împace, dar și să aibă grijă de silueta lui. Cred că de la pizza din carantină era prea bună să nu o mănânci pe toată. Chiar și Ozi o iubește mult, chiar dacă uneori îl ceartă că roade mobila și că mai mănâncă pe furiș. Pe lângă cititul gândurilor, mama mea mai are o super putere. Face ca lucrurile să dispară. Știu că uneori fac ca multă mizerie, dar ea face o magie și în fiecare dimineață este curat. Ea este super eroul meu. Aș putea să scriu mult mai multe despre Mami, dar știu că trebuie să vină de la cumpărături și vreau să văd cu ce bunătăți mă surprinde de data asta.